Astăzi, 19 ianuarie 2017, la ora 14, a avut loc inaugurarea oficială a secției endoscopie din cadrul Spitalului Clinic Republican. Medicii endoscopiei cu de stabilirea diagnosticului și operația în același moment în caz de este necesar. Pacienții în sala noastră revelează deja în prealabil investigați, iarăși cu diagnoză prealabilă, aici este stabilit endoscopic diagnosticul. Deci pacientul este sub anestezie generală, sau cum vedeți acolo avem un aparat de anestezie generală. În colțul din stânga avem aparat monitor endoscopic și în față avem monitor radiologic. Deci la început pacientul este examinat endoscopic, după asta urmează colorarea sau opacifierea sau contrastarea căilor biliare cu substanțe de contrast introduse prin intermediul cateterilor speciale prin endoscopul căilor biliare, deoarece acestea nu sunt vizibile în mod normal. După asta urmează stabilirea diagnosticului. Tablou care îl vizualizăm deja la monitorul respectiv, îi servește drept indicație pentru următoarea etapă. Deci, extragerea unor pietrinică, biliare sau protezarea unui cancer de pancreas în caz că bolnavul este incurabil și multe alte modalități de a fi este pentru pacient, pentru asistenți, pentru medici, de obicei lucrăm doi medici în sala aceasta, pentru că este foarte complicat. Tot vremea este monitorizată de noi. Avem aparat de anestezie generală, pacientul este, nu este în contact cu noi. La Spitalul Clinic Republican a fost renovată și modernizată o secție de endoscopie pentru a oferi servicii medicale calitative pacienților cu maladii gastrointestinale. La eveniment a participat ministrul sănătății Roxana Glavan, directorul MSP Spitalul Clinic Republican Anatol Ciubătaru. A fost adus mai mult utilaj medical și mai înainte toate secțiile au fost pe mai multe etaje. Amu ei sunt toate la un loc. Să menționez că în sfârșit la noi sunt noutăți foarte bune. Astăzi s-a reunit secția care până acum era plasată parțial la etajul 15, la etajul 3, o parte la etajul 5. Astăzi toate serviciile care, cum am spus, erau la diferite niveluri în spitalul, da, sunt în același locaj, la etajul 3. Deci toate serviciile endoscopice și ultrasonografice și vom funcționa ca un mecanism unic și bine și funcțional. Puteți să prezentați. Deci, specificul secției, cum am mai spus, este endoscopia digestivă superioară și inferioară și ultrasonografie, atât diagnostică cât și intervențională. Eu sunt șeful secției de endoscopie și ultrasonografie în Spitalul Clinic Republican, Roman Bodruc.